În ziua sărbătoririi Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, când este comemorată și ziua foștilor deținuți politici anticomuniști, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie de Hram la Mănăstirea Sfinții 40 de mucenici, Memoriarul Gherla. Așezământul monahal este situat pe dealul Cărămidăriei din Gherla, lângă cimitirul anonim cu gropi comune al deținuților politici din perioada comunistă. Sfânta Liturghie a darurilor înainte sfințite a fost săvârșită în paraclisul mănăstirii. După citirea pericopei evanghelice, înalt preasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre mărturisirea lui Hristos. Ziua aceasta, ziua de 9 martie, în care sunt sărbătoriți mucenicii, a fost aleasă de către organizația deținuților politici să fie și ziua în care cei ce în perioadă recentă și-au mărturisit crezul lor, credința lor, valorile lor, cei ce în perioada recentă au umplut temnițele comuniste. Și mănăstirea de aici este cea care îi pomenește în rugăciuni, fără încetare, pentru că ziua de astăzi este și ziua lor, ziua mărturisitorilor din temnițele comuniste. Și au fost mulți. Unii au pierit acolo, alții au ieșit cu sănătatea zdruncinată și noi îi cinstim astăzi. Pe unii dintre ei, Sfântul Sinod al Bisericii noastre are intenția ca în 2025, atunci când se vor împlini 100 de ani de la întemeierea Patriarhiei Române, pe unii dintre ei să-i canonizeze. Și unul dintre cei ce a murit în aiud, în temnița aceea teribilă, este vorba de Galaction Liviu Munteanu, rectorul Institutului Teologic din Cluj, pe el și pe mulți alții să îi canonizeze pentru mărturia lor pe care au depus-o în fața lumii, dându-și viața. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Cheramos al Memorialului Gherla, împreună cu grupul psaltic Iacov Protopsaltul. La Chinonic, corul de copii Memorialul Gherla a interpretat pricesne și cântece religioase. În continuare, în cimitirul deținuților politici de pe dealul Cărămidăriei, înalt preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba parastasului pentru toți cei care, în timpul regimului comunist, și-au sacrificat viața în numele libertății și al credinței strămoșești. Programul zilelor memorialului Gherla se continuă. Mâine, vineri, 10 martie, de la ora 16, în cimitirul municipal din Gherla, o să fie săvârșit un nou parastas de comemorare pentru cei îngropați în acel loc. Sâmbătă, 11 martie, la memorial de la ora 18, o să avem o conferință intitulată Cu un pas mai aproape de viață, susținută de Diana și Sorin Gadola. Iar duminică, ultima zi din cadrul acestui eveniment, 12 martie, de la ora 18, tot aici la memorial, o să fie o lansare de carte, Iubirea părintelui Octavian Blaga și totodată vizionare a unui film, documentar, experiențe duhovnicești din închisorile comuniste, ambele evenimente realizate și susținute de părintele Moise Monahul. Memorialul Gherla a devenit un punct de atracție pentru foarte mulți turiști și Gherla însă și este ea un punct de referință prin faptul că în vecinătatea orașului avem Mănăstirea Nicula. Iată că pelerinajul spre Mănăstirea Nicula mai face un popas și la Memorialul Gherla, iar pentru toate îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale, iar sfinții care au înnobilat aceste pământuri, sunt sigur că îi vor fi de folos omului contemporan atât de sărăcit de spiritualitate. La slujbă a fost prezent și Grigore Pepene, fost deținut politic, în vârstă de 98 de ani. Ziua de astăzi pentru mine este o zi mare și în fiecare an când am venit aici, m-am simțit că sunt alături de frații ăștia care au putrezit aici, care nimeni nu știe cine și unde e mormântat, că e tata, că e bunicul, că străbunicul, frate ceva, nu știe. La evenimentul comemorativ a participat Garda de Onoare a Grupării de Jandarmi Mobilă din Cluj-Napoca.